Noroi, bălți și mulți nervi. Cu asta se confruntă câteva familii din cartierul Alba Iulian Micești. Dacă în urmă cu câteva zile am prezentat strada Calistrat Hogaș, vă spunem că pe strada Vidra, în zilele cu ploaie, nu se poate intra și oamenii rămân blocați în curți. Avem o problemă cu drumul, pe cum se vede. De câte ori plouă, suntem blocați în curte, nu avem acces la șoseaua, nu putem ajunge la servici, nu putem ajunge la școală cu copilul și de fiecare dată avem problema asta, de câte ori plouă. Locuitorii de aici sunt nevoiți să folosească cizme de cauciuc pentru a ieși din curți și își pavează străzile cu pietre din bani proprii pentru a nu se împotmoli în mocirlă. Împingem mașina, ne tragem pungi de plastic pe picioare, ne luăm cizme de cauciuc și mergem până la șosea. De cât timp este problema asta? No, problema asta e de când ne-am mutat aici, dar noi când ne-am mutat aici am pus piatră la portă. De exemplu, noi aici la portă am pus piatră de 12 de milioane. Cum era atunci, 12 milioane, 1200 de lei. Nu, a fost ok, strada aici era pietruită, cât de cât, acum limita normalului. Nu, dar de când s-au făcut lucrările astea cu săpături, cu canalizare, cu apă, cu curent, care se fac pe rând, în loc să se facă deodată toate, fiecare vine să apă, pleacă, lasă cum o lăsați și o pleca pe aici încolo. Vin ploile și am ajuns în situația să nu putem ieși din curte. Și ce ați încercat să faceți? Am rupt gardul acolo și am ieșit. Am lăsat mașina acolo, ne-am dus roata pe câmp, pe unde am putut. Oamenii plătesc impozit pentru zonă rezidențială de mai bine de 2 ani, pe motiv că aveau toate utilitățile, dar canalizarea și curentul s-au băgat doar în urmă cu aproximativ 2 luni. Păi la primărie eu am fost de vreo 2 ori. Am cerut să intru în audiență la domnul primar. De fiecare dată mi s-a spus că nu e acolo primarul. M-am dus în data când a fost programată, m-am dus și au zis că na, ne pare rău, domnul primar nu e aici, nu poate fi găsit. De ce vreți să mergeți la dânsul? Păi am o problemă, vreau să discut cu dânsul. Nu e aici, veniți joia viitoare. Joia viitoare, același răspuns l-am primit când m-am dus. Și plătiți impozit ca fiind în interiorul orașului? Clar că plătim impozit, clar. Deci din martie, acum 2 ani și anul trecut 10 milioane și ceva am plătit impozit. Locuitorii de pe aceste străzi se confruntă cu această problemă de câțiva ani și spun că tot ce își doresc este să poată intra în curte în condiții decente.